Prin harul Domnului la care apelăm de fiecare dată, iată-ne din nou la învățătură biblică, privind așa cum avem întreaga scriptură a Vechiului și a Noului Testament, la lucruri vechi și lucruri noi, cum spunea de altfel și Mântuitorul, că un gospodar preceput va avea și din unele și din celelalte. În această seară să observăm împreună cele două preoții, cea veche și respectiv nou testamentală în vederea refacerii relației dintre Dumnezeu și oameni, ruptă prin păcat și îndepărtarea omului din grădina Edenului, Dumnezeu a instituit slujba preoției care deservește ambele părți. Astfel, citim în epistola către evrei, capitolul 5, o epistolă care ne va inspira în mod deosebit în învățătură în această seară. Versetul 1. În adevăr, orice mare preot în prim plan, luat din mijlocul oamenilor, este pus pentru oameni, o parte, în lucru privitoare la Dumnezeu, partea cealaltă, ca să aducă daruri și jerfe pentru păcate. Dacă privim la noul legământ, nu este foarte clar și este o bucurie pentru noi, un punct important, cum este scris tot în evrei, că mare preot este Domnul Iisus Hristos, dar și noi ceilalți credincioși suntem considerați ca preoți prin faptul că avem și noi acces la Dumnezeu, suntem acceptați așa cum am discutat cu o săptămână în urmă, în casa Domnului, în templu sfânt. În ideea aceasta citesc din 1 Petru, capitolul 2, unde este scris în versetele 4 și 5 următoarele. Apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu, și voi, ca niște pietre vii, sunt ezidiți ca să fiți o casă duhovnicească și potrivit cu ce învățăm în această seară, o preoție sfântă și să aduceți jerfe duhovnicești, aceasta va fi lecția viitoare cu ajutorul Domnului, plăcute lui Dumnezeu prin Isus Hristos, care este marele nostru preot. Deci, mai întâi, preoții sau preoțiile Vechiului Testament spre deosebire de celelalte religii care toate presupun funcția și slujba de preot, tot din Cartea Evrei capitolul 5, în continuare, aflăm că preoții vechiului și cu atât mai mult a Noului Testament au fost și sunt aleși de Dumnezeu. Iată ce scrie aici de la versetul 4. Nimeni nu și-a cinste aceasta, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu cum a fost Aaron, și toți ceilalți, preoți. În Vechiul Testament distingem două rânduieli. Rânduiala lui Melchisedec și rânduiala lui Aaron. Despre cel din tâi aflăm în cartea Genesa la capitolul 14, de la versetul 17, astfel. După ce s-a întors Avram de la înfrângerea lui Chidor la Omer și a împăraților care erau împreună cu el împăratul Sodomei, e ieșit în întâmpinarea în Valea Șave sau Valea Împăratului. Acolo, Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. Și acum, ce ne interesează pe noi? El era preot al Dumnezeului Celui Preanaltă. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis, binecuvântat să fie Avram de Dumnezeu cel prea zitorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeul cel prea înalt care a dat pe vrăjmașul tău în mâinile tale și Avram i-a dat zecioială din toate. Și Vechiul Testament păstrează apoi tăcere cu o mențiune din psalmi despre acest personaj un preot special al lui Dumnezeu. Dar în Evrei, în capitolul 7, el este reluat și explicat prin ceea ce vă citesc aici, mai întâi doar versetul 1, în adevăr, Melchisedec acesta, împărat al Salemului, preot al Dumnezeului celui preanal, care a întâmpinat pe Avram, cum am citit, când acesta se întorcea de la măcelul împaraților care l-a binecuvântat. De la Melhisedec, cu referire la Domnul Isus Hristos și preoția Noului Legământ, avem câteva caracteristici și simboluri. Să citim mai departe aici și să le sesizăm, de la versetul 2 la 10. Deci, Melisedec a primit de la Avram zeciuială din tot, care, rețineți, după însemnătatea numelui său. Deci, numele său joacă acest rol și are aceste caracteristici. Este întâi împărat al neprihănirii, cu evidență clară și reflexie categorică asupra Domnului Hristos. Apoi, și împărat al Salemului, adică împărat al păcii, tot îl viza pe Domnul Hristos, așa cum profețea și Isaia, în capitolul 9, versetul 6. Apoi, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam. Și asta nu înseamnă că Dec a fost creat de Dumnezeu ca și Adam, să aibă înaintași, părinți. Toate acestea sunt după însemnătatea numelui său și după modul la care a fost chemat să fie preot după la sa, după cum avem expresia în Scripturi. Neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții. Iată că dintr-o dată ne dăm seama că nu este vorba despre Melchisedec în mod omenesc. Nu putea un om să fie fără început și fără sfârșit. Ci doar însemnătatea numelui său avea această valoare. Și acum ne dă explicația și mai clar, dar care a fost asemănat am spune noi, comparat cu Fiul lui Dumnezeu care rămâne preot în viac. Vedeți bine, dar cât de mare a fost el, dacă până și patriarhul Avram, protopărintele evreilor, i-a dat zecioială din pradă de război. Și explic în continuare în a dovedi că rânduiala lui Melchisedec este mai mare și primează în fața rânduielei lui Aaron. Scrie aici, eu citesc doar selectiv, de la versetul 7, dar fără îndoială că cel mic, adică Avram, este binecuvântat de cel mai mare, adică Melchisedec. Și apoi, versetul 11, dacă dar desfășurarea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, adică a lui Aaron, despre care vom discuta imediat, că sub preoția aceasta a primit poporul legea, ce nevoie mai are să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și nu după rânduiala lui Aaron. Pentru că odată schimbată preoția, trebuia numai decât să aibă loc și o schimbare a legii. Important de reținut, tot de la Melchisedec, el a venit înaintea lui Avram cu pâine și vin, simboluri ale cinei Domnului. Deci iată cum Dumnezeu care îl plănuise pe Domnul Hristos ca mântuitor încă din veșnicii, a prefigurat prin Melchisedec această lucrare de preoție unică. N-a fost nevoie de vrunul înaintea lui, nu mai este nevoie de altul după el. O preoție fără jerfe, pentru că el însuși era jerfa. Aron, și acum vom trece deja la rânduiala lui Aron, presupunea o succesiune de preoți și o repetare a jerfelor. Domnul Hristos, deși se împletește foarte mult și cu sistemul aronic, prin legătura sa cu templul și prin lucrările ce le vom sesiza, ca și rânduială este pe sistemul lui Melchisedec. Dar privind la Aron, un scurt istoric, citeți din cartea Exod, capitolul 28, dumneavoastră vă amintiți că Aron a fost frate mai mare cu trei ani ca Moise, avea o soră mai mare numită Maria, a avut la rândul lui patru fii despre care vă citesc aici, Domnul a zis către Moise, apropie de tine pe fratele tău Aron și pe fiii săi și iai dintre copiii lui Israel și pune de deoparte în slujba mea ca preoți. Pe Aron și pe fiii lui, Nadab, Abihu, Eleazar și Tamar. Fratelui tău Aron să-i faci haine sfinte ca să-i slujească de cinste și podoabă. Era cea mai mare onoare în Israel. Cea preoțească. Ea se moștenea era un har oferit de Dumnezeu pentru el și toți urmașii lui. Vorbește ca toți și de toinici care le-am dat un duc de pricepere să facă veșmintele lui Aron ca să fie sfințit și să mă îndeplinească slujba de preot. El a îndeplinit slujba aceasta pentru 40 de ani, aproximativ, până când, așa cum vă arată din cartea numer la capitolul 20, în plină putere fizică, asemănător cu fratele său Moise, deși nu se face mențiunea aceasta, dar oricum era încă îmbrăcat cu hainele preoțești, a putut orca pe munte, unde s-a făcut schimbarea și succesiunea, scrie aici în 20, de la versetul 22 la 29, cum i-a urmat în slujbă fiul său Eleazar. Toată adunarea a sesizat aceasta și l-a plâns 30 de zile. După ce au trecut generațiile și fiii lui Aron s-au mulțit pe vremea lui David, doar cu aceasta vă mai rețin din istoria vechi a preoților, 1 Cronici 24, avem deja sute de preoți care slujeau ca și preoți, iar unul dintre ei era mare preot. 1 Cronici 24, pagina 444, ne spune despre cetele de preoți. Eu nu citesc decât versetul 19. Acesta era șirul în care aveau să-și facă slujba ca să intre în casa Domnului după la pusă de Aron, tatăl lor, potrivit cu poruncile pe care le-a dăduse Domnul Dumnezeu lui Israel. Amintiți-vă că Saul în vremea Nebunii sale, aș spune așa, au omorât numai odată 85 de preoți. Deci ei erau deja mulți și slujeau la rând. Haideți să privim o clipă la caracteristicile și simbolurile preoților din neamul lui Aron. Vă spuneam că preotul are de îndeplinit o slujbă pentru Dumnezeu și pentru oameni. Este un intermediar. Mai întâi este trimisul lui Dumnezeu și avea ca rol transmiterea legii Sfinte. Și pentru asta vă citesc doar din Maleahii, capitolul 2. Și în timp ce citim despre ei, vă rog să vă gândiți că noi suntem și noi preoți și avem menirea și o aveau și ei. Maleahii 2. De la versetul 1. Acum către voi se îndreaptă porunca aceasta preoților. Iată apoi ce scrie versetul 6. Legea adevărului era în gura lui, a preotului. Și nu s-a găsit nimic de lejuit pe buzile lui. Au umblat cu mine în pace și în neprihănire și pe mulți i-a bătut de la rău căci buzele preotului trebuie să păzească știința. Și din gura lui se așteaptă învățătură. Și acum apare prima funcție a preotului, căci el este un sol al Domnului Oștirilor. Amintiți-vă că Moise era gângav și tot ceea ce primea de la Dumnezeu, în mod repetat apare expresia aceasta în Scripturi, vorbește lui Aaron, să spună poporului. A doua funcție sau slujbă a preotului, este mișlocirea înaintea lui Dumnezeu. Preotul este avocatul poporului. Și în Noul Testament păstrăm această slujbă de mișlocire. Mai întâi preotul intervenea pentru el, cum trebuie să o facem și noi, și apoi pentru alții. Iată ce scrie în Evrei, capitolul 5, despre slujirea în favoarea poporului și prezentarea în fața lui Dumnezeu cu jerfele care se cereau. 5 de la versetul 1. Orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu ca să aducă daruri și jerfe pentru păcate. El poate fi îngăduitor cu cei utor și rătăci fiindcă și el este cuprins de slăbiciune. Și din pricina acestei slăbiciuni trebuie să aducă jerfe atât pentru păcatele lui, cât și pentru ale norodului. Și în Vechiul Testament avem foarte multe mențiuni, dumneavoastră le-ați lecturat, eu vă spun doar în idee, în fiecare zi preotul făcea slujbă. Erau acele jertfe zilnice, dar cea mai specială slujbă era cea din ziua ispășirii, singura dată când intra în Sfânta Sfintelor sau cel mai mult înaintea lui Dumnezeu. Fără să vă citesc din Vechiul Testament, rămân în Evrei, unde avem explicații mult mai sintetice. Iată ce scrie aici în 7 cu 27. Despre Domnul Hristos, care n-ar ne nevoie ca ceilalți mari preoți, și acum vorbim despre ei, să aducă jertfe în fiecare zi. Întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului căș lucrul acesta Domnul Hristos l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jerfă pe Sine însuși. Și apoi din capitolul 9, vă citesc versetul 7, dar în partea a doua intra numai marele preot, o dată pe an, și nu fără sânge, pe care l-a aducea pentru Sine însuși și pentru păcatele din neștiință ale norodului. De asemenea, mai menționez că preoții trebuiau să îndeplinească niște condiții de ordin fizic, să fie sănătoși și să n-aibă handicapuri fizice. Despre acestea vă citesc din Lepetic 21 și acestea au o reflectare în viața noastră, nu că n-ar putea să facă cineva slujbă, că atunci ar însemna că cei cu un handicap n-ar mai fi mântuiți sau cine știe. Are vreun accident și este amputat vreun picior, de exemplu, sau are alte defecțiuni, să le zicem așa, mai minore dar ei trebuiau să fie un simbol al uh, omului nostru nou, care-i făcut fără cusur după chipul lui Dumnezeu și Dumnezeu nu are niciun handicap. Levitic 21 de la versetul 16, vorbește lui Aaron și spune, niciun om din neamul tău și din urmașii tăi care aveau o meteahmă trupească să nu se apropie ca să aducă mâncare Dumnezeului lui. Nici un om care va avea o metehnotropească nu va putea să se apropie, și anume nici un om orb, șchiop, cu nasul cânt sau cu mădular mai lung, nici un om cu piciorul frânt sau cu mâna frântă, și apoi sunt enumerate alte și alte slăbiciuni, boli sau handicapuri fizice. Evident, acestea nu rămân în forma aceasta în Noul Testament. Existau însă și condiții spirituale. Despre ele vă citesc din Ezechiel 44, care erau mult mai importante și care ne sunt mult mai explicite și nouă. Cu aceasta mă gândesc în primul rând la lucrător, dar de ce nu și la tot poporul. 44 de la versetul 9. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, niciun străin ne în prejur cu inima și ne în prejur cu trupul să nu intre în locașul meu ce sfânt niciunul din străini care vor fi mijloc copilului Israel. Știți că nu avea voie nimeni să se apropie de templu, decât cei chemați, aleși pentru aceasta. Și aici, în versetele acestea, se face distinție între unii preoți și leviți care slujeau, dar care atunci când se îndepărta poporul de Domnul, se îndepărtau și ei. Iar cea de-a doua categorie, evidențiată și răsplătită de Dumnezeu Cred și în viața viitoare, în poziția ce o vor avea în ceruri, au fost acei leviți, preoți, și evident valabili și pentru credincioși, care rămân, care rămân statornici lângă Dumnezeu. Iată ce scrie de la versetul 15. Dar preoții, leviții fiului Tzadok, a fost un neam preoțesc mai stabil decât celălalt, care au păzit slujba locașului meu celui sfânt, când se rătăceau copiii lui Israel de la mine, aceia se vor apropia de mine ca să-mi slujească. Vor sta înaintea mea ca să-mi aducă grăsime și sânge, zice Domnul Dumnezeu. Ei vor intra în locașul meu cel sfânt, se vor apropia de masa mea ca să-mi slujească și vor fi în slujba mea. Deci, cei rămași credincioși, Domnul să ne ajute și nouă, amin. Trecem acum la preoții noului testament. În Evrei, capitolul 7, în continuare, după cele prezentate despre Melchisedec, despre întâlnirea lui cu Avram, ni se vorbește foarte clar că a fost necesară o schimbare a sistemului, că s-a schimbat preoția, n-a mai rămas cea aronic. Și vă rog să vă gândiți că epistola aceasta a fost scrisă evreilor, la ei anumite lucruri au tabu și dacă era ceva sacru, era templu și slujba. Amintiți-vă de împăratul Ozia, care și-a permis să intre în templu să arătă tămâi. A fost lovit pe loc de Dumnezeu, a intrat zeci de preoți după el și a spus, n voi, nu-i permis. Și să se ridice cineva să spună, Domnul Hristos este mare preot, când toți știau că se trage din Iuda, era pentru ei un afront, Așa că scriitorul a trebuit să le explice cu deamănuntul, să le dovedească temeinic că Domnul Hristos este de drept preot, pentru că a avut loc o schimbare a preoției. Poate știți că și în bisericile seculare, cea catolică, cea ortodoxă, ei consideră că este o succesiune ei cred că au primit de la Domnul Hristos, prin Petru și ceilalți, mandatul și o ungere care se perpetuează. Da, de unde? Asistăm la un alt sistem. Iată ce scrie în Evrei 7, citesc de la versetul 13. În adevăr, acela despre care sunt zise aceste lucruri face parte dintr-o altă seminție, din care nimeni n-a slujit a altarului. Căci este vădit că Domnul nostru a ieșit din Iuda seminție despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoție. Lucrul acesta se face și mai luminos când vedem ridicându-se după asemănarea lui Melchisedec un alt preot, pus nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți neperitoare. Și cu aceasta intrăm să observăm despre Domnul Hristos ca mare preot, despre mandatul lui. Este ceva statornicit pentru tot universul. El este omul, în același timp Dumnezeul, căruia i s-a permis să se apropie de Dumnezeu și să justifice, să-i spășească întreaga națiune, vom vedea noi imediat, de altfel știm, să curățească și cerul. Citeți mai departe. Fiindcă iată ce se mărturisește despre el. Tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec, citat din psalmul 110, versetul 4. Astfel, pe de o parte, se desfințează aici o poruncă, de mai înainte, din pricina neputinței și zădărniciei ei, adică le dovedește preoția s-a schimbat pentru că cea veche prin Aron n-a putut să rezolve problema, nici n-a fost chemată să o rezolve, a fost temporară. Căci legea n-a făcut nimic de săvârșit și pe de altă parte se pune în loc o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. Asta e slujba preoției, să ne apropiem de Dumnezeu. Și fiindcă lucrul acesta nu s-a făcut fără jurământ, căci pe când leviții se făceau preoți fără jurământ, Iisus s-a făcut preot prin jurământul celui ce i-a zis, Domnul a jurat, în cer, a fost un moment solemn, și nu se va căi, tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Prin chiar faptul acesta, el s-a făcut chezașul unui legământ mai bun. Mai mult, Acolo au fost preoți în mare număr, pentru că moartea îi împiedica să rămână pururea. Dar el, fiindcă rămâne în viac, are preoție care nu poate trece de la unul la altul slăvit să fie el. Mai mult decât atât, Domnul Hristos a preluat ce slujba de împărat și cea de judecător, toate îi sunt conferite lui. Dacă veți studia Psalmul 110, Veți găsi acolo, în mod profetic, spuse și atribuirea slujbei de preot, și cele de judecător, și cele de rege. Toate se regăsesc profetic în Salmul 110. Dar, rămânând la Noul Testament, vă mai citesc din Efeseni, capitolul 1, ca să vedeți că și în alte epistole se insistă asupra mandatului suprem al Domnului Iisus Hristos, noi îl discutăm prin prisma slujbei de preot. Efeseni 1, 20 și 21. Lucrarea pe care a desfășurat un Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus așa de la dreapta sa în locurile cerești. Adică acolo unde slujește ca mare preot. Mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, orice putere, orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor, deci orice ne-a rezervat veșnicia viitoare, slujba și locul Domnului Hristos este unic, este cel mai presus. Doar Tatăl în funcția ciudăține este mai mare decât Domnul, așa cum spunea el însuși, Tatăl este mai mare decât mine. Ce face Domnul Hristos în slujba lui de mare preot? Nu știu cât de mult v-ați frământat dumneavoastră cu ce a avut de făcut Aaron și cu cine a fost Melchisedec. Dar Domnul Hristos face o slujbă pentru noi. Și încă o face. El n-a fost doar mare preot, el este. Citim din Evrei, capitolul 2, ca să sesizăm că mai întâi, ca și preotul Că Aaron aici se leagă cu Aaron, a făcut ispășirea prin jertfa sa. Cel mai mare har de care avem noi parte. Evrei 2, citesc de la versetul 17. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile ca să poată fi și privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrem de încredere. Cu ce scop? Ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Nu știu câte Importantă să o cotiți spășirea. Nu, nu știm, iertați doar așa că ne rugăm, spune, Doamne, fie milă de noi. Ea s-a realizat cu sânge. Altfel, nu se putea. Tot din Evrei, vă citesc din capitolul 5, de la versetul 9, despre mandatul său, mântuitor, 5 cu 9 și 10, și după ce a fost făcut de săvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice, căci a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Mare har. Vă rog să vă amintiți, este foarte important în acest context și profeția lui Isaia, în capitolul 53, care îl vizează concret pe Domnul Hristos. Și vă citesc doar ultimele versete de aici, de la versetul 10. Domnul a găsit o cale să o zdrobească prin suferință, dar după ce își vea da viața ca jerfă pentru păcat. Deci, Domnul s-a jerfit nu doar așa ca să ne arate nouă că ne iubește, să facă un act de gratitudine. A fost necesar. În ispășire, să fie adusă o jertfă. Dar despre acest detaliu mai mult data viitoare. Scrie însă în continuare aici, în ultimul verset, a fost pus în numărul celor fără de lege pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Amintiți-vă că marele preot din rânduiala lui Aron mai întâi se ruga pentru sine, adică aducea jerfă pentru sine. Domnul s-a rugat mai întâi pentru sine în ghițiman, simbolic să împlinească totul apoi s-a rugat pentru noi în Ioan 17. Acolo a fost rugăciunea lui de mare preot. Amintiți-vă că el zicea în rugăciunea sa: "Tată, nu mă rog pentru lume. Marle preot se ruga numai pentru neamul evreilor. S-a rugat pentru noi. Ce se ruga el acolo? Vă amintiți? Spre finalul rugăciunii: "Tată, cu alte cuvinte vreau să primești ispășirea mea pentru ca aceștia să poată avea comuniune cu tine și acolo unde sunt eu, să fie și ei. Adică să-i primești, să-i accepti la tine, eu fac ispășire pentru ei. Domnul Hristos se ruga foarte înțelept și cu călăuzirea Duhului știa ce are de făcut. Despre noi scrie că nu știm cum să ne rugăm de fiecare dată. Trebuie să ne corecteze rugăciunile. Dar el a fost înțelepciunea lui Dumnezeu într-o chipată. O a doua slujire a sa ca mare preot este mijlocirea pentru cei răscumpărați, mare har. Pot în timp ce noi stăm aici în biserică, săptămâna aceasta, El ne pomenește pe noi la Tatăl. Pentru că nu este nevoie să-și repete jerfa, dar este nevoie să repete rugăciuni, să anexeze, aș spune, toate greșelile noastre ulterioare pocăinței. Un fapt nu neglijabil. Dar să citim din Evrei de la capitolul 4, această epistolă Grea, dacă vreți, dar frumoasă de tot. 4 cu 14. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile pe Isus Fiului Dumnezeu, să rămânem tare în mărturisirea noastră. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, și unul care în toate lucrurile a fost spirit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, când simțim că am greșit, dragii mei când ne apasă conștiința pentru păcate, pentru o vorbă, un gând, ne potrivit o ceartă ce s-au înregistrat sau alte slăbiciuni, să ne apropiem dar cu deplin încredere scaunul Harului, unde stă El acolo în Sfânta Sfintilor, când ne rugăm în numele Lui, pentru ca să fim ajutați să găsim Har la vreme de nevoie. Amin. Iată ce scrie tot în Evrei, capitolul 7, de la versul 25. Ne bucurăm că s-a schimbat preoția. Aron ne spunea că ne rezolvă problema la anul, în luna septembrie. Domnul ne rezolvă astăzi. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trește pururea ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia. Sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri. Întorc pagina în capitolul 8 de la versetul 1. Punctul cel mai însemnat a celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu al măririi în ceruri, slăvit să fie Domnul. Evident, cum spuneam, că el are și alte activități organizează cosmosul și sunt supuse toate duhurile, în împărăția, lucrează și ca împărat și ca judecător, pregătește judecata, dar are în ordinea de zi și mijlocirea pentru cei răscumpărați. Și în sfârșit am ajuns la noi, preoții adunării. Noul Testament prezintă o preoție generală, nu una sacerdotală, adică nu doar unii sunt preoți, toți credincioși, bărbați, femei, nu-i deosebire în Hristos. Evreul dintre neamuri, bărbat, femei, toți sunt preoți, adică au acces la Dumnezeu. De altfel și toți trebuie să ajungem ca și scop la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Și dacă trebuie să fim ca El, avem slujbă ca și El. Și noi preoți, dar El rămâne ca mare preot. Trebuie să înțelegem că din această lucrare derivă anumite drepturi, dar se cer și anumite calități. Vă amintiți că preotul trebuia să fie nici ghiop, nici orb? Iată ce zice Petru în epistola sa, cea din 1, capitolul 2, de la versetul 9. Voi însă sunteți o semiție a o preoție împărătească, un neam sfânt. Sfințește i-am citit în Deuteronom 28, în Exod 28. Un popor pe care Dumnezeu l a câștigat ca să fie ai lui. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu pe voi care nu căpătase răți îndurare, dar acum a scăpătat îndurare. Oare vom rămâne noi credincioși să înțelegem planul lui Dumnezeu pentru noi? Iată ce scrie în cartea Apocalipsa, citeți din capitolul 5, versetul 9 și 10. Și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea, să-i pe cețele, pentru că ai răscumpărat oameni, versetul 10. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Și în Apocalips 26 scrie din nou, în 1 scrie și acolo, ce calități ar trebui să avem noi? Am reținut două exemple pentru dumneavoastră. Numer 25, cred că vă amintiți de Fineas. În timp ce poporul se abătea de la Domnul, scrie aici că el a avut râvnă mare pentru Dumnezeu. Dragoste pentru slujba sfântă. El n-a făcut asta din obligație, nici pentru a fi evidențiat în fața celorlalți. Iată ce a zis Dumnezeu, care vede ce e înăuntru nostru. Număr 25 de la versetul 11. Finea a Azar, fiul preotului Aron, a bătut mânia mea de la copilul lui Israel. Acesta e rolul preotului. Prin râfna pe care a avut-o pentru mine, în mijlocul lor și n-am nimicit în mânia mea pe copilul lui Israel. De aceea să spui că închei cu el un legământ de pace. Deci, noi ca preoți ar trebui să fim marcați de o dorință profundă de a rămâne în relație cu Dumnezeu, de a nu ne abate cum era spre idolatrie sau spre lume, o pasiune permanentă pentru cel sfânt. Un alt exemplu din care putem învăța, de data aceasta este negativ, 1 Samuel, capitolul 2, sunt cuvintele mustrătoare printr-un om al lui Dumnezeu adresate preotului Eli, 1 Samuel 2, citesc de la versetul 28. Eu l-am ales dintre toate semințiile lui Israel, ca să fie în slujba mea în preoție, ca să suie la altarul meu, să ardă tămâie, să poarte fodul înaintea mea. Și am dat casei tatălui tău toate jerfele mistuite de foc și aduse de copiii lui Israel. Deci Dumnezeu îngrijea de preoți. El ne poartă și nouă de grijă. În veșnicia viitoare suntem tot în grija lui. Dar să înțelegem că trebuie să-i slujim, să fim aproape de El în Sfințenie. Pentru ce călcați voi în picioare jerfele mele și darurile mele care am poruncit să se facă în locașul meu? Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine? Ca să vă îngrășați din cele din tiroade luate din toate darurile poporului meu Israel. De aceea, iată, zice Domnul Dumnezeu lui Israel. Ascultați regula. Spusesem că și casa ta și casa lui tău o să umble întotdeauna înaintea mea. Și acum zice Domnul, departe de mine lucrul acesta. Deci degeaba ne-a făcut din Dumnezeu harul apropiere de el, dacă nu îl înțelegem. Că voi cinsti pe cine mă cinstește, dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Și adaug versul 35. Eu îmi voi pune un preot credincios care va lucra după inima mea și după sufletul meu îi voi zidi o casă stătătoare și va umbla totdeauna înaintea unsului meu. În statutul nostru ca mare preoți avem activități și perspective prezente în viitorul imediat aici și în veșnicie. Și mai amintesc despre solicitarea Domnului sau îndemnul apostolului din Roman 12, care ne spune în versetul 1, Vândem, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, pentru că am fost chemați și acceptați să stăm înaintea lui ca preoți. În Vechiul Testament trebuia să cauți un preot, să-i aduci jerf, să vorbească pentru tine la Dumnezeu. Cum te rogi tu singur acasă, la domiciliu, că ai templu și ai drept să te rogi, să-i ceri lui Dumnezeu ceea ce ai nevoie, să te ierte să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Deci veniți să ne dedicăm lui Dumnezeu. Citeți și din Evrei 12, această epistolă care ne inspiră, cum spuneam, de la versetul 22. V-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului Celui Viu, Salimul Ceresc, de zecile de mii de adunare în a îngerilor. De biserica celor întâi născuți care sunt scris în cerul, de Dumnezeu și de tuturor, de Duhul celor neprieniți făcuți de săvârșiți, de Isus, mijlocitorul legământului cerului nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Am fost acceptați în această apropiere de Dumnezeu. Dar amintiți-vă că doi fii al lui Aron au fost arși. De aceea scrie în ultimele versete aici. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitor și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Și pe aceeași pagină, capitolul 13, citez de la versetul 15, ca preoți. Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jerfă de laudă, adică rodul buzilor noastre care mărturisesc numele Lui. Să nu dăm uitării nici binefacerea, nici dărnicia, că lui Dumnezeu jerfe, ca acestea îi plac. Domnul să ne păstreze în intimitatea Lui și să înțelegem că suntem preoții sfinți ai Domnului. Nu scrie pe frunte, trebuie să scrie în inimă, în minte și să vadă ceilalți, că efectiv suntem preoți al lui Dumnezeu. Închei cu două idei scurte. Preoția Vechiului Testament, concluziv, a avut un rol limitat, atât ca timp, cât și ca rezultate. Oamenii în Vechiul Testament au murit în credință, dar problema lor a rămas să o rezolve Domnul Isus. Păcatele lor au fost acoperite, s-a făcut ispășire la vreme pentru ei, dar toate acelea îl vizau pe Domnul ca marea jerfă. Iată ce scrie în Evrei nou în privința aceasta. Vă citesc versetul 13 în continuare. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vași stropite peste cei întinați, îi sfințește și le aduce curățirea trupului. Să fie acceptați. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți interiorul, cujetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și tocmai de aceea, el este mijlocitorul în legământ nou, pentru ca prin moartea lui, atenție, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul din tâi. Toate acele au fost consemnate, acoperite, a venit Domnul și au fost ispășite total. Pentru ca cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită, efectiv să beneficieze de ea. Și 10 cu 1, partea întâi, în adevăr legea care are umbra bunurilor viitoare. Nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată prin acelea jerfe care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. De deci, testament, n-a fost desăvârșit, dar a fost necesar. Ne-a fost un îndrumător spre Hristos, să ne arate Dumnezeu nevoia, să ne arate cum va face și cum ne va mântui. Cât privește lucrarea Noului Testament, Domnul Hristos ca mare preot și noi, aceasta realizează definitiv, adică total și pentru eternitate, apropierea omului de Dumnezeu. Acesta fost rolul preotului. Să-l aducă pe om din starea de păcat, să aducă o jerfă pentru el și să-l apropie Dumnezeu, să-l pună în legătură. Domnul Hristos o realizează pe deplin și noi, la rândul nostru, avem harul acesta să ne apropiem. Ultimele citate vor fi tot din evrei nouă. Și trag nădejde să înțelegem și să prețuim aceste lucruri. Nouă de la versetul 11. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, sesizați, unde sunt făgăduințele noastre. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâine, adică nu este zidirea aceasta, este în cer. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt. Nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat, după ce a obținut o răscumpărare veșnică. Iată apoi ce scrie aici de la versetul. 23. Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jerfe mai bune decât cele din Vechiul Testament. Ce putea să justifice un animal să rezolve problema din cer? Trebuia să fie cineva care a fost și în cer și pe pământ, ca să se rezolve problema din ambele locuri afectate. Și mă adaug totuși și din capitolul 10, ca să fim prinși și noi, iată ce scrie de la versetul 19. Știți, perdea nu mai este, acum avem și noi voie, chiar dacă nu suntem ar preu, să intrăm până, până Sfânta Sfintelor, chiar dacă n-am ajuns încă la Dumnezeu, o să ne ducem în liber, nu mai trebuie altceva făcut decât trupul schimbat. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus Hristos avem o intrare slobodă în locul sfânt pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o el prin perdeaua dinăuntru, adică trupul său. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință de plină, cu inimile stropite și curățite de un cujet rău și cu trupul spălat de apă curată. Ce har pe noi! Doamne, ajută-ne să tânjim și împreună cu Duhul, mireasa ta să spună, vino Doamne Iisuse, că vrem să fim și noi adevărați preoți în statut definitiv, să fim cu Dumnezeu pentru eternitate. Sistemul preoțesc gândit de Dumnezeu a rezolvat problema aceasta și o va finaliza la a doua venire a Domnului Hristos și intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Pentru toate acestea, Domnul să fie slăvit! Amin!